directorul Orchestrei de Muzică Populară Rapsozii Botoșanilor, cunoscutul interpret de muzică populară Dan Doboș. Bună ziua, bine v-am găsit. Dacă vă mănâncă palmii, dați cu palmii. Dar voi vedea că nu-i vedea că asta-i voia mea. Dar eu sunt gâna și rău, sunt mătenit și sunt chef. Dar voi vedea că nu-i vedea că asta-i voia mea. Hai strângă tata să vedea! Este a doua oară când vin aici în Cernăuți la dumneavoastră. Să știți că prima dată când am fost în Cernăuți, m-ați impresionat, am văzut oameni care stau cu tricolorul la inimă. Și pe unde plec, în țară sau în străinătate, îmi aduc aminte și spun, adevărații români sunt cei din Bucovina, din nordul Bucovinei, care stau cu drapelul la ușă și tricolorul la inimă. Și pentru că am venit cu melodie la dumneavoastră, pentru că nici eu nu am fost bogat și nici dumneavoastră nu cred că sunteți foarte bogați. Bogați sufletește sunteți, dar material nu știu cât sunteți de bogați. Așa că ascultați următoarea melodie. M-am născut copil sărac. Haideți, astăzi.